Asta sunt lucruri care le facem. Sigur că nu se văd neapărat, dar obiectivul nostru este să legiferăm pentru a simplifica cât mai mult posibil. V-ați gândit, domnule deputat, la continuarea programului de subvenționare a produselor agricole românești? Mă refer la proiectul acela Tomata, la usturoiul? M-am gândit să nu mai dăm fermierilor peștele, să-i dăm undița. Adică, cred că e mai important decât să dăm un sprijin cuplat pe tona de tomate obținută în spații protejate, să dăm o măsură, așa cum e în programul de guvernare al Partidului Național Liberal pe Agricultură, cu ambalare, sortare, etichetare. Să știm și noi că e tomată de la jegărie atunci când mergem în supermarket, mai ales că legumele noastre, din păcate, nu le regăsim în supermarket, tocmai pentru că noi avem asociați pe legumicultori și mai degrabă dăm niște granturi de 40.000 de euro pe an acelora care se asociază și își pun în comun marfa, să cumpere lădițe, să-și facă etichete, să le calibreze. Practic, asta este challenge-ul pe care noi îl avem.